Da. Bună seara! Bine ne-am regăsit astăzi. Vă mulțumesc în primul rând că ați acceptat invitația de a fi alături de noi la o oră așa târzie. Avem astăzi un eveniment important cu un invitat special, colegul meu Dan Barna și candidatul Alianței USR Plus la președinția României. Am mers într-un periplu prin județ în Onești, Târgu Ocna, Comănești. Și seara asta am vrea să vă transmitem mesajul nostru ca partide care formează alianța și mesajul candidatului. Pentru început îl voi invita pe colegul meu Cristian Ichim, președintele Plus Bacău. Cristian? Mulțumesc! Bună seara tuturor! Mulțumesc că ați venit alături de noi această conferință de presă. Cristian Ichim este numele meu, președintele filialei județene Plus Bacău. Noi am creat o alianță între Plus și USR tocmai pentru a schimba România. De aceea venim la dumneavoastră, către cetățeni, cu un tandem între Dan Barna, președintele, viitorul președinte al României, și Dacian Cioloș, viitorul prim-ministru al României. După cum știți, am ajuns după 30 de ani de la Revoluție, într-o perioadă în care România are nevoie de reconstrucție, în condițiile în care clasa politică actuală nu a fost capabilă să aducă românilor bunăstare, cu toate că suntem de o perioadă destul de lungă în Uniunea Europeană. De aceea, noi venim cu oameni noi, iar Dan Barna, aici alături de noi, este un om nou în politică, este un om determinat, este un om serios, un om care are experiență. În cadrul Alianței USR Plus lucrăm împreună pentru toți cetățenii. Și de aceea venim la dumneavoastră, în speranța că veniți și dumneavoastră alături de noi, pentru că doar împreună putem să construim, să reconstruim România. După cum știți, la Bacău sunt destul de multe probleme în administrația locală, care nu colaborează cu administrația centrală și tot așa pe acest fir a administrației până la președinte nu există colaborare. De aceea, noi, Alianța USR Plus, alianța între Partidul Plus și Partidul USR, vine la dumneavoastră cu Dan Barna și Dacian Cioloș pentru a reconstrui România. Mulțumesc! Mulțumesc, Cristian. În semnul unei bune colaborări, aș vrea să-ți mulțumesc ție și întregii echipe de la Plus Bacău pentru sprijinul pe care l-ați acordat și în campaniile europarlamentare, dar și în această campanie. Într-adevăr, județul Bacău are foarte multe probleme. Una dintre lucrurile care ne face să fim un județ special, dar nu într-un sens bun, este depopularea masivă. Județul Bacău este printre cele mai depopulate județe din toată România. Motivele sunt diverse și adesea le invocăm doar pe cele economice, plecarea pentru un trai mai bun, din punct de vedere economic. Dar să nu uităm că zi cu zi avem nevoie de siguranță pentru noi, pentru copiii noștri, pentru bunicii noștri. Și știm, din păcate, că în Bacău au existat cazuri care ne-au arătat că nu suntem în siguranță. Am avut o nefericită casă la câteva sute de metri de poliția județeană, unde aveau loc lucruri cu multe infracțiuni, chiar făcute și de polițiști. Avem aici în municipiul Bacău un exemplu grăitor cu secția 2 de poliție, pe care o știți, care era într-o stare degradată, de foarte avansată de degradare și risca să pună în pericol și lucrătorii în poliție, dar și cetățenii care vedeau. Și în ultimii 3 ani știți că m-am luptat și am reușit să schimb acest sediu. Dar la fel cum și colegii mei din USR și colegii din Plus reușesc să facă mici schimbări, nu, acest ritm de schimbare este insuficient. Schimbarea adevărată va veni când vom avea o primenire a oamenilor politice de la vârful țării. Și de la cel mai înalt vârf ar trebui să plece această schimbare accentuată. Și eu, toți colegii din USR și toți colegii din Plus considerăm că Dan Barna este acel om care poate să producă această schimbare fundamentală în statul român. De 30 de ani sunt doar ei. Ei între ei, care se schimbă. Avem acum șansa unui tânăr, care nu are nicio legătură cu clasa veche politică, să pornească această schimbare în tot statul român pe care toți ne-o dorim, astfel încât și toți românii, dar și băcăoanii se întoarcă din nou acasă. Cu aceste cuvinte, îl invit pe colegul meu, prietenul meu, viitor șef și comandant al Forțelor Armate și președinte al României, domnul Dan Barna. Mulțumesc, Lucian. Bună seara! Este o bucurie și o plăcere să revin în Bacău. Este unul dintre județele în care de câte ori am ajuns am avut un dialog foarte bun cu cetățenii. Le mulțumesc băcăoanilor și din municipiu și din județ
nu doar pentru semnăturile la fără penal, nu doar pentru semnăturile la oameni noi, dar și pentru semnăturile la candidatura mea. Au contat foarte mult în acele aproape 300.000 de semnături pe care le-am depus și care confirmă asumarea acestei candidaturi la președinția României în calitate de candidat al Alianței USR Plus. Suntem în plină campanie electorală, mergem și încerc să ajung din nou în cât mai multe județe ale României pentru a continua acel dialog cu oamenii, acel dialog pe care se bazează de fapt Alianța USR Plus, pentru că dincolo de politica de la București, despre care o să vorbesc în continuare pentru că nu-i așa, astăzi a fost nominalizat un nou premier, dincolo de politica de la București, eu cred că politica reală, politica de care România are cu disperate nevoie, este aceea în care vocea cetățenilor și temele și nevoile lor sunt aduse pe agenda publică, inclusiv de președintele României. Eu îmi propun să fiu un președinte activ, un președinte implicat, un președinte foarte prezent și de aceea campania mea are și componenta aceea de prezență la televizor, dar este o campanie foarte mult în rândul cetățenilor și foarte mult în rândul oamenilor, pentru că mă interesează temele adevărate care îi preocupă pe cetățeni. În aceste zile, subiectul principal ține de efectele moțiunii de cenzură. Este pentru prima dată în 30 de ani de când o guvernare PSD a fost dată jos, a fost trimisă în istorie prin moțiune de cenzură și a fost nevoie ca USR să intre în Parlament și Alianța USR Plus să devină o forță politică pentru a avea acest rezultat. Nu putem lua în calcul jocurile de păcălici ale lui Liviu Dragnea cu propriile guverne, dar pe mecanism democratic funcțional a fost nevoie, iată, să apară o nouă forță proaspătă în Parlamentul României pentru a putea vorbi de, pentru a putea avea o moțiune de cenzură și a trimite în sfârșit acasă această guvernare Dragnea III, această guvernare Dăncilă, care aproape reușise să ne scoate din Europa. Noi am fi preferat și Alianța USR Plus ar fi preferat și este varianta corectă, este aceea alegerilor anticipate. Pentru că în situații de criză politică, în toate democrațiile stabile, în toate democrațiile mature, atunci când avem o criză politică, răspunsul, soluția este să ne întoarcem la cetățeni, pentru că dacă ne uităm la actuala componență a Parlamentului, e clar că orice formulă guvernamentală vom avea, ea va fi una slabă, care depinde foarte mult de arbitrajul și de bunul chef al PSD-ului sau al sateliților, al PSD-ilor mai mici care sunt acum în alte partide. Am discutat acest lucru și cu președintele Iohannis în cele două întâlniri, inclusiv în această dimineață am avut o întâlnire cu președintele Iohannis. I-am spus că noi considerăm că varianta corectă ar fost aceea să mergem spre alegerile anticipate, pentru că respectarea acestor principii prin care ne întoarcem la cetățeni atunci când nu avem o majoritate parlamentară este una care ține de șansa reală de a ne asigura că nu ne trezim din nou peste câteva luni, peste un an, din nou cu PSD întors pe cai mari la guvernare. Și spun asta pentru că am mai trăit aceeași experiență în 2016, când după drama de la Colectiv, când după un nou guvern, părea că lucrurile merg în direcția bună, iar rezultatul electoral a văzut că ne-am trezit din nou cu o guvernare PSD care pur și simplu a prostit și a mințit cetățenii cu acele cartonașe colorate numite program de guvernare. Ori din această perspectivă, spuneam, soluția ar fi fost, este acea alegeri anticipate. Astăzi, după amiază, am văzut președintele Iohannis a ales o altă variantă, a ales varianta de a-l propune pe Ludovic Orban ca premier desemnat, urmând ca acesta să-și găsească o majoritate în Parlament și, din această perspectivă, poziția Alianței USR Plus și poziția USR în Parlament este aceea că putem discuta despre susținerea investiturii unui guvern Ludovic Orban, doar în situația în care câteva condiții foarte clare sunt asumate și sunt adoptate de Parlament încă dinaintea votului de investitură. Și vorbesc aici de alegerea primarilor în două tururi, pentru că este o reparație funcțională a democrației locale în România. Nu mai putem să mergem mai departe în această logică în care primari cu 12-14% din voturi rămân în continuare în funcție și reprezintă comunitatea. Este nevoie de o reprezentativitate reală a reprezentanților comunității în administrațiile locale. Vorbim de primari, vorbim de consilieri, vorbim de președinți de consilii județene
și din această perspectivă, condiția aceasta a votului pentru primari în două tururi este un element pe care noi îl vedem definitoriu pentru a discuta despre existența unei guvernări pentru a care investitura USR să voteze. De asemenea, fără penal în funcții publice, inițiativa pe care toată România o susține, sunt peste 1 milion de semnături în spatele ei. De asemenea, recursul compensatoriu. În călătoriile și în campania avută în țară au fost foarte multe persoane, doamne, familii tinere, care vârstnici, care spuneau că trăiesc un sentiment de nesiguranță, faptul că au fost eliberați peste 20.000 de condamnați, dintre care mulți pentru fapte săvârșite cu violență, dintre care mulți au și recidivat deja. Este o rușine pentru ceea ce înseamnă siguranța și asigurarea de către stat a siguranței cetățeanului. Și din această perspectivă, abrogarea legii privind recursul compensatoriu este de asemenea un criteriu la care ținem foarte mult. Iar cel de-al patrulea element pe care îl vedem în faza aceasta de pre-investitura unui guvern este o dezbatere cu partidele parlamentare în ceea ce privește propunerea de comisar european pe care România o va face. Ne-am făcut de râs, aproape am jucat la dublu în a ne face de râs, asta a reușit tot ce a putut să facă guvernarea PSD. Nu mai putem continua să riscăm din nou o nouă nominalizare care să nu aibă foarte largă susținere. Și din această perspectivă solicităm să avem o consultare pe nominalizarea comisarului în etapa aceasta, în etapa dinainte de investitură. Evident, acestea sunt condiții pe care noi le vedem necesare pentru a putea susține o guvernare minoritară, o guvernare pe care noi o considerăm că va avea foarte multe dificultăți, tocmai prin faptul că susținerea parlamentară este una foarte fragilă. Cel mai mare grup parlamentar rămâne în continuare PSD, de aceea spuneam că soluția este aceea alegerilor anticipate. Vor mai fi și alte teme pe care, o alte obiective pe care le vom discuta cu premierul desemnat în ceea ce privește mandatul viitorului guvern, temele care sunt fundamental necesare, desființarea secției speciale, legile justiției, PNDL-ul și mecanismul acela de furt al banilor publici. Sunt mai multe teme despre care vom discuta în zilele următoare cu premierul desemnat și care reprezintă obiective de strategie și de necesitate urgentă pentru România. Aceasta este poziția Alianței USR Plus, aceasta este poziția USR în Parlament în momentul de față. Vom vedea care este și poziționarea premierului desemnat din acest moment, vorbim de Ludovic Orban. Și evident vom reveni cu detalii. În rest, îi felicit pe colegii mei din USR și Plus Bacău pentru activitatea foarte consistentă și pentru creșterea frumoasă pe care Alianța o are aici, în județul Bacău. Știu că este un județ cu un spirit civic remarcabil. Îmi amintesc întotdeauna cu plăcere că aici, în Bacău, am simțit că la europarlamentar vom avea un rezultat foarte bun atunci când, discutând cu oamenii pe stradă cu undeva 10 zile înainte de alegerile parlamentare, am văzut că marea majoritate înțeleseseră că e nevoie de o schimbare reală, schimbare care nu trebuie să rămână doar la europarlamentare. Am trimis la Bruxelles oameni de care suntem foarte, foarte mândri, dar schimbarea reală înseamnă Dan Barna președinte, înseamnă un primar USR Plus la Bacău și înseamnă un guvern, o guvernare USR Plus, guvernare în urma alegerilor parlamentare, o guvernare care să aibă o susținere parlamentară și sper ca lucrul acesta să se întâmple prin alegerea anticipată, pentru că acest mandat al guvernului despre care vorbea astăzi președintele Iohannis, noi îl înțelegem în logica unui guvern cu un mandat scurt care va organiza alegerea anticipată. Varianta pe care noi am susținut-o era una destul de clară. Practic, dacă în momentul de față și președintele Iohannis ar fi optat pentru direcția anticipatelor, am fi avut două propuneri de premier în următoarele 60 de zile, să spunem până în alegerile prezidențiale, două propuneri de premier formali, care să fie respinși de către Parlament, după care următorul președinte și mi-aș dori ca primul meu act ca viitor președinte al României să fie exact dizolvarea Parlamentului, deci după alegerile prezidențiale se poate face dizolvarea Parlamentului. Actualul președinte nu poate să dizolve Parlamentul pentru că e în ultimele 6 luni de mandat și este un impediment constituțional. După care avem o perioadă de maxim 3 luni în care trebuie organizate alegeri. Deci, practic, am avea alegeri prezidențiale, dizolvarea Parlamentului și apoi, undeva în februarie, avem 20 decembrie, președintele validat, nou președinte,
Deci avem decembrie, ianuarie, ianuarie, februarie, februarie, martie, deci undeva în februarie sau martie putem avea alegerile anticipate foarte clare, în urma cărora avem o majoritate nouă, o majoritate cu suport popular, o majoritate care, pe care vom putea să facem reformele de care România are nevoie. Problema cu actuala variantă, cu cea propusă de președinte, este că vom avea un guvern care are o susținere parlamentară foarte fragilă. Și de aceea știm și înțelegem foarte clar că acest guvern nu va putea să facă reforme. Aceasta este, de fapt, temerea principală. Și tocmai de aceea am invocat acele condiții, primari în două tururi, fără penali, recursul compensatoriu, pentru că dacă premierul desemnat Orban reușește să-și genereze o majoritate care să-i voteze cabinetul, exact acea majoritate poate foarte bine să voteze și primari în două tururi și fără penali și recursul compensatoriu. Deci acesta ar fi varianta pe contextul actual. Tot pe contextul actual, dat fiind că a fost nominalizat un premier, dar președintele a vorbit chiar în discursul de astăzi, a vorbit despre un guvern temporar, un guvern cu termen scurt, cum ar veni, perspectiva care a rămas pe masă, pentru că am discutat cu președintele și despre un calendar de anticipate, este aceea ca după ce acest guvern va organiza alegerile prezidențiale și va adopta bugetul, să-și depună mandatul și să intrăm atunci în logica de anticipate cu doi premieri formali nominalizați, respinși, dizolvarea Parlamentului și alegeri cât mai devreme la începutul anului viitor, dar președintele n-a intrat în logica să discutăm concret pe calendar. Am solicitat lucrul acesta, a spus că asta ar trebui să fie o discuție de după alegerile prezidențiale. Nu asta ar fost problema, pentru că bugetul pe 2019 a fost adoptat în martie. Deci statul român poate să funcționeze foarte bine pe vechiul buget cu acea pondere de 1:12 cu păstrarea în limitele bugetare ale anului anterior. Deci bugetul nu este în realitate, deși s-a prezentat ca atare, nu este în realitate un impediment în a fi mers spre alegerile anticipate. A fost o opțiune diferită pe care președintele Iohannis a luat-o. Dar miza, de fapt, ca să înțelegem foarte clar, e mult mai logic să mergi acum spre alegerile anticipate, chiar mai păstrând guvernul Dăncilă încă 3 luni, decât să avem riscul foarte mare ca după un an să ne trezim din nou cu PSD la guvernare. Ne mai permitem riscul acesta? Asta e întrebarea de fond. Pentru că dacă facem acum alegerile anticipate, era foarte simplu ca să ne asigurăm că 10 ani PSD nu va mai guverna România. Altfel, lăsăm din nou deschis această posibilitate și toate experiențele noastre de până acum, pentru că istoria are prostul ăsta obicei de a se repeta, toate experiențele României de până acum au arătat exact acest tipar în care PSD guvernează 3 ani, jumulește țara, distruge bugetul, rupe macroechilibrele, după care vine un alt guvern, începe să pună la loc zugrăveala și tencuiala și PSD apoi câștigă exact pe măsurile de echilibrare luate de cealaltă guvernare. Ori din logica asta încercăm să ieșim. Ni se spune mereu că în România nu se poate. Dacă acceptăm acest nu se poate, nici n-am fi intrat în politică. N-am fi făcut fără penali, un partid cu oameni la propriu din societate n-ar fi intrat în Parlament. Eu cred că se poate dacă vrem lucrul acesta. Pentru că acum un an și jumătate, când am început să vorbim despre anticipate, toată lumea râdea și glumea. Acum vedem că PNL-ul vorbește de anticipate, președintele Iohannis vorbește de anticipate, chiar și doamna Dăncilă a spus că nu se teme de anticipate. Deci suntem într-o logică în care s-a mai mutat, oamenii conștientizează. Și e foarte important dacă acum Ludovic Orban va reuși să aibă o majoritate pentru a-și trece guvernul. Românii din diaspora își doresc ca statul român să-i privească și să le întindă o mână. Cea mai explicită propoziție pe care am auzit-o a fost în New York, de la un român din diaspora, trăia acolo de mai mulți ani de zile și care a spus: ne-am întoarce în țară dacă statul român ne-ar arăta că suntem vruți. De fapt, acesta este o așteptare, pentru că politica externă a României nu contează pe diaspora și nu se bazează pe acea resursă extraordinară de competență pe care o avem, pentru că diaspora românească nu este doar un furnizor de beneficii financiare, este de resurse pentru familie, banii pe care îi trimit oamenii acasă familiilor, dar este și o rezervă incredibilă de experiență, de know-how, de competență de care avem foarte multă nevoie pentru repararea și însănătoșirea României. Obiectivul meu, unul dintre obiectivele programului meu de candidat la președinția României, program pe care l-am lansat săptămâna trecută la Sibiu, vizează exact acest principiu fundamental: nicio regiune istorică să nu rămână
neconectată la rețeaua de autostrăzi. Deci cele două autostrăzi de care Moldova are atâta nevoie, autostrada Târgu Mureș, Iași și Suceava-București, sunt priorități de mandat pentru mine și în termen de măsuri, într-adevăr, președintele nu toarnă asfalt pe frontul de lucru, dar președintele este acela care pune în dezbatere și solicită guvernului și pune presiune pe guvern și aduce în dezbaterea publică temele de care le pasă românilor. Și sunt total de acord cu dumneavoastră că este rușinos și de neacceptat să credem că dacă adoptăm o autostradă în Parlament, se întâmplă ceva. Iată, am văzut, a trecut deja, am intrat în al doilea an de când am aplaudat aprobarea în Parlament a unei legi pentru autostradă, dar cât timp nu faci achizițiile pentru studii de prefezabilitate și de fezabilitate, cât timp nu selectezi constructorul, cât timp nu încep lucrările, faptul că există o lege într-un dosar undeva pe un raft nu înseamnă nimic pentru cetățeni. Și tocmai de aceea prioritățile acestea despre care vorbesc și care se află și în programul meu de candidat la președinție, prioritățile acestea vor deveni și sunt gândite în termen de măsuri active pe care să le ia guvernul, exact cum au făcut celelalte țări care și-au dezvoltat în 30 de ani mult, într-o măsură mult mai mare, rețeaua de autostrăzi. Și nu vorbesc de Brazilia, vorbesc de Polonia, de Ungaria, de Turcia, de țări din zona noastră geografică, care au rezultate foarte bune, pentru că s-au și apucat să le facă, nu doar au vorbit despre ele. De fapt, problema de aici vine. Și începem să lucrăm sau nu stăm de vorbă? Guvernarea PSD ne-a umplut de promisiuni și de cartonașe colorate. Ceea ce o să facă Alianța USR Plus este să aducă oameni onești și competenți. Sunt două criterii foarte clare pe care se poate construi dezvoltarea. Fără asta vom discuta discuții și vom aproba proiecte de lege în Parlament prin care vom spune că România are autostrăzi peste tot. Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Dan, pentru că ai venit la noi. Și mulțumesc din nou pentru că ați acceptat invitația.